Dumnezeu i-a dat profetului Ieremia un cuvânt pentru a-l spune lui Israel. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta și peste toate cetățile care țin de ea toate nenorocirile pe care le-am vestit mai dinainte, pentru că și-au înțepenit gâtul ca să n-asculte cuvintele mele. Ieremia 19, versetul 15. Cuvintele lui Ieremia atât de mult l-au înfuriat pe marele preot al templului, încât el a fost legat și torturat. Totuși, în ciuda suferinței sale, Ieremia nu s-a îndoit niciodată de chemarea lui. Știa că i-a fost dat un cuvânt de la Dumnezeu. Dumnezeu a continuat să-i spună lui Ieremia: am planificat o slujbă pentru tine și tu trebuie să zidești biserica mea. Vreau să plantez semințele veștii mele bune, așa că nu te îngrijora. Îți voi da fiecare cuvânt de vorbit doar când vei avea nevoie de el. Și nu te teme niciodată de oameni și de eșec. Adu-ți aminte, cât timp trăiești, că eu sunt cu tine. Nu te tulbura, ci ridică-te prin credință și fă cum ți-am poruncit. Ai un scop divin și acesta este să vorbești cuvintele mele. Vezi Ieremia, capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 17. Ieremia ne spune: apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis: iată, pun cuvintele mele în gura ta. Versetul 9. Ce moment incredibil în viața acestui om! Cât de minunat este să știi că Dumnezeu și-a pus mâna peste tine, ți-a dezvăluit gândurile sale și te-a uns să vorbești din partea lui. Apoi, Dumnezeu a adăugat acest cuvânt: nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Capitolul 1, versetul 17. Prea iubiților, acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru fiecare creștin care a fost vreodată chemat de El. El ne spune: nu lăsa pe nimeni să te distrugă. Nu ai niciun motiv să fii confuz sau disperat. Ți-am spus că sunt cu tine și că nu există niciun motiv să obosești. Niciun motiv să renunți. Indiferent cu ce greutăți te confrunți sau cât de rău te tratează oamenii, am așezat stâlpi puternici în jurul tău și sunt cu tine ca să te scap.